În ultima perioadă asistăm la numeroase încercări ale autorităților de a soluționa problemele acute ale economiei, însă de asemenea, din păcate, constatăm o lipsă de coordonare și de aliniere la nivelul factorilor de decizie, precum și tergiversarea deciziilor datorată neasumării acestor decizii din punct de vedere politic. Ceea ce nu cred că mai are rost să mai comentăm este ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută prin declararea ca neconstituțională a reducerii pensiilor și revenirea asupra unei decizii pe care mediul de afaceri a salutat-o atunci când draftul de scrisoare către fond era pregătit în sensul necreșterii taxelor și ci a reducerii cheltuielilor. Nu face decât această acțiune să dovedească această nealiniere a factorului de decizii în ceea ce privește strategiile economice ale României. Prin intervenția noastră de astăzi, dorim să atragem atenția că un astfel de mod de lucru afectează încrederea investitorilor prezenți și potențiali în mediul de afaceri local și are deja consecințe la nivelul economic și social. De asemenea, credem că în acest context se impune elaborarea cu implicarea mediului de afaceri a unui plan de redresare economică și ca o primă etapă în strategia de dezvoltare a României pe termen mediu și lung. Problema consultării mediului de afaceri este o problemă pe care noi constant o ridicăm ca fiind una nu neapărat inexistentă, dar una care își arată eficiența doar marginal în cadrul procesului decizional în România. Indiferent că vorbim de proces decizional al activității economic sau proces decizional legislativ. Acțiuni ce se impun pentru atragerea de noi investiții, menținerea și încurajarea extinderii investițiilor existente, prezente în România la ora actuală. Predictibilitate. Predictibilitatea în business este... Permiteți-mi să citez unul din colegii din organizația mea. Mie nu-mi plac surprizele nici măcar când sunt plăcute. Mediul de afaceri este mult prea zguduit de lipsa de predictibilitate. Elaborarea urgentă a unei strategii clare pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea unor sectoare cheie pentru economia națională, corelată cu planificarea bugetară multianuală, considerăm că va asigura predictibilitatea pentru investitori. Identificarea unor sectoare prioritare pentru investiții. România are resurse limitate și nevoi nelimitate. România nu își poate permite să nu aibă, din punct de vedere al priorităților, un set, nu spun minimal, dar bine determinat, de sectoare economice care să fie adresate coerent ca prioritare în ceea ce privește investiții. Noi am identificat și am discutat de-a lungul vremii cu factorii de decizie în România agricultura, energia, educația și sănătatea, ca fiind zonele pentru atragerea unor investitori interesați de aceste sectoare. O altă industrie care este și va fi adresată special de către domnul Mihai Tudor mai târziu, este IT-ul. Numai că IT-ul, pentru că România la ora actuală considerăm că are un branding profesional în IT, România a fost, din punct de vedere al etichetelor care i s-au pus, nu a avut parte de prea multe etichete pozitive în acești 20 de ani. IT-ul a devenit o etichetă și un brand pozitiv, un brand profesional și, repet, acest lucru va fi adresat. IT-ul poate fi considerată ca una din industriile care trebuie susținută pentru ca prin valoarea adăugată și succesele pe care le-a dovedit că le poate avea în România, se poate constitui motorul dezvoltării altor industrii care au un ciclu de dezvoltare mult mai mare, vorbind de agricultură. Transparență. Politicile publice trebuie aliniate acestei strategii și adoptate în urma unor consultări cu toate părțile implicate pe baza unor analize de impact prealabile. Stabilitate. Menținerea angajamentului asumat de factorii de decizie dincolo de ciclurile electorale. Poziționarea României, o strategie pe termen lung care ar permite creșterea rolului României în context regional și european.